Peste 600 de femei au participat la sesiunea de alegeri. Cele care au primit mandatul pentru următorii 4 ani au ca sarcină promovarea femeii pe plan politic. În funcția de președinte a fost realeasă Claudia Jianu. Ne dorim ca acolo, unde nu avem reprezentativitate așa cum ne-o dorim în comune, să reușim și să formăm echipe. Femeile ce ocupă o funcție de conducere în organizația județeană a Partidului Democrat Liberal Mehedinți au experiență în plan politic, iar prin multă muncă și devotament au ajuns să conducă acțiunile care au ca scop principal promovarea femeii în societate. Acum am obținut funcția de prim-vicepreședinte. Cred că femeile au fost, sau echipa a fost mulțumită de ceea ce am înfăptuit și am realizat în vechiul mandat. Le mulțumesc tuturor pentru votul de încredere. Sper să rămânem aceeași echipă unită. Se știe că femeia este un factor de echilibru, atât în viață cât și în societate. Se știe că o femeie înțeleaptă va face totul ca soțul ei să se bucure de autoritate și respect, și mă bazez pe forța femeilor din organizația Partidului Democrat Liberal. În acest moment, în Parlamentul României, un procent de 9% este ocupat de sexul frumos. Media europeană este de 24%. Femeia în politică trebuie să fie o femeie tenace, o femeie capabilă, o femeie care să impună și nu să cerșească respectul nimănui, o femeie care să își facă loc și să fie egalul oricărui bărbat la orice nivel. În acest moment, Partidul Democrat Liberal are în rândurile sale cele mai multe femei.